Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod din din Terra. Astăzi l-am ajuns pe prietenașul nostru aici și să vedem, o să continuăm questurile. Dacă vă place această serie, nu uitați de like, mă motivează foarte mult să continui această serie, să o duc până la capăt. Și hai să vedem ce a zis ăsta aici, fuck my life. Deci am făcut o camera și îl trebuie o praf la care el să nu cumva să o scapă jos că trezește morții. Easy, 180 de golds. Am minat chestia aia. Și i-aș spune că și la level mare totul e scump de la minat, dar o să afle și singur, să spun așa. Păi da, craft de iteme. Nu știu nici eu, că eu până acum le-am tot vândut, dar o să aflu. Uai, ce OP e ăsta. La level 43, cred și eu de fapt. Ok, ce trebuie să facem aici? Ok, am făcut și noi level 38. Am gradăm toate astea, lejer, frumos. Facem lure între timp, mai aducem niște d-ăștia la înghesuială, așa, să spunem. Ideal ar fi dacă găsiți pe cineva să jucați cu el. Să o faceți, pentru că tot jocul merge mai bine în doi. E mult, mult mai bine. Unstuck putem să folosim? Nu putem să folosim. Unde am, bă, safe haven? Ok, băgăm safe haven pentru că-mi e lene să bag pe carte. Și mergem cu teleportul înapoi la baza aia, pentru că nu stăm să mergem în hall-ul ăsta de mult. Cred că s-a prins și el, da, s-a prins și el. E destul de rapid tipul, adică dacă, ținând cont că joacă de ieri și s-a prins cum e cu teleportalele, s-a prins cum e, nu s-a prins cum e cu questurile, ce-i drept. Dar se descurcă foarte bine, se mișcă foarte repede prin misiunile astea și asta contează. Nu stă și pierde timp. Bun. Tulufan iarăși. Mă, dar mult, mult ne pun ăștia să ne ducem în Tulufan. Ești nebun? Îmi cer scuze. M-am întins și eu puțin. Place să mă întind. Cui nu-i place să se întindă, de fapt? Ești mecheros rău de tot. Și hai să terminăm cu Tulufanul. Cred că acum o să ne trimită acolo în Catedral Passageway, unde este dungeon.
Și în episodul următor o să avem dungeon de făcut, dar până una alta mai avem de pierdut niște timp cu questurile astea. Ah, rip, ce pot să zic? Mergem mai departe. Nu-i nicio problemă. Ok. Bun. Oh, nu mai țin minte deloc pe aici. Adică am făcut misiunile astea de atât de mult timp încât am și uitat, sincer, cum arată zonele astea. Bun, să mergem. Uite niște Star Essence. Normal că ne oprim să minăm. Să vedem. Easy. Easy money, easy life. Câți golzi am făcut, frate, că ne-au picat 6 aurore. 6 aurore și 6 scaraburi, 180 și ori 2, 360 de golzi. Da, destul de bulan. A avut foarte mare, foarte mare bulan. Eu efectiv pot să-l las pe ăsta să dea că le dă one hit oricum la mobii ăștia. Așa de easy e. Ia să batem și un de-asta mare. Bun. Bă, da, ne batem ceva cu el. Ne trebuie arma nouă de la relici, că damage-ul nostru nu mai e destul de mare. Mă calc ăsta în picioare, ești nebun. În general e bine să batem de ăștia, pentru că ia uitați cât XP ne dau. Pe un singur mob am făcut ceva XP. Oricum trebuie neapărat să ne luăm armură nouă. Între neapărat armură nouă. Ce easy a fost ăsta. Tulufan iarăși. Unde ești, tulufanule? Nu trebuia să dau dismantle la alea de la misiune, dar ce bă, vă e șmecher, a făcut o armură plus 9 și acum e ofticat și nu vrea să le spargă. Adică, da, nu știu. Rip. Ce pot să spun decât că rip. Rip leaf. Între timp să mai dăm niște dismantle. O, oh, ne dă și nouă acum tier 2 fetstock, nu ne mai dă tier 1. Ho-ho! Mare progres! Arma chiar merită spartă. Și mergem mai departe. Cum e cu plimbat ăsta? See you.
În rest, nu merită să bagi pentru un costum amără bani în jocul ăsta. Păi și el are Terra Club, frate, adică... Stai că nu înțeleg ce-mi zice ăsta. Păi nu ai și tu Terra Club, ia să-i spun. Care mountul ăla? Păi nu ai și tu Terra Club. Parcă îți văzusem mountul de la Terra Club. Să vedem ce-mi zice. Între timp filmăm de 10 minute. Așa că mai avem câte ceva până ajungem la dungeon. O să-mi dea și mie relicile fix înainte de dungeon, cred că o să mi le dea. Adevărat că nu poți băga bani în Terra fără să muncești. Pula, nu știu ce salea, nu mă interesează, ci pula mea asta. Trebuie să mergem pe aici mai întâi, fac. Ce trebuie să facem aici, că nici n-am nici cea mai mică idee. Mă încurc în questurile astea grav, n-am ce căcat să fac. Bun, să-mi iau și eu relicile. Uite, din mobul ăsta o să ne dea, din mobii ăștia doi de aici ne dă relicile. Easy. Să dau arma acquire și să o facem plus 9. Auto-incend, deja ne cere tier 2, deci vedeți, suntem barosani. Am ajuns la arme de tier 2, ho-ho! Mari șmecheri suntem noi. Dar oricum o să fie o diferență mare de damage între arma asta și arma asta. Hai să le comparăm puțin așa ca idee. Deci le-am pus una lângă alta. Uitați, diferența de damage este undeva la 250, diferența de damage. Bun, și punem cristalele noi. Astea cu 6,2% și unul de ăsta cu 5,4%. Pe astea le scoatem, astea așa. Bun, și suntem set. Putem să mergem. Dau și eu damage acum.
Pam, 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 pam. Nu știu de ce s-a oprit tipul să se bată, că nu mai trebuie relici. Da, mă rog. Poate mai vrea să mai facă XP, că tipul ăsta e farmer rău de tot, stă la dungeon-uri în prostie. Ce naiba. unde trebuia să mergem? Trebuie să mergem jos, direct. Deci dungeon. În episodul următor o să avem dungeon, băieți. Foarte tare. Bun, mergem mai departe. Chiam și noi roboțelul. Să-l avem cu noi între timp. Și mergem la dungeon. Ai făcut deja dungeon, să înțeleg. Doamne, ce om acum. Ăsta e farmer rău, rău de tot. Stă și farmează la dungeon. Like, really. Nu știu de ce ai sta să pierzi timpul cu dungeon-uri, dar... Aia e. Acum poate el consideră că trebuie să farmeze. Nu știu. Hai noi să ne grăbim aici. Eu nu stau să pierd timpul să farmez dungeon-uri de level mic. Bun, și mergem să luăm misiunea aici. Putin Vodka. Putin Vodka. Cum să te cheme Putin Vodka? Adică, de ce să-ți spui și tu un nume normal când poți să-ți spui Putin Vodka? Bun, ăsta e rect. Mai trebuie să dăm rect la încă 2. Și putem intra în dungeon, să facem și misiunea cu dungeonul. O să facem dungeonul în episodul următor, pentru că o să fie un dungeon mai lunguț așa puțin. Mai facem niște XP. El nu cred că mai are questurile astea, că sunt de 36-39. Deci el nu le mai are. Îl mai ajungem și noi la XP între timp. Mai facem questurile astea. Bun, și vom intra în dungeon, cred. Deci, cam atât a fost și cu acest episod, fraților. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Eu am fost Magic Weapon și ne vom vedea data viitoare. Baftă lume! Salut!